Până acum ne-am tot plimbat pe aici prin sătucul nostru și ne-am bătut cu diferiți nordici, vikingi, ba hoți, ba naiba știe ce-o mai venit pe aici să se bată cu noi. Însă astăzi am descoperit o chestie. Putem să zburăm pe modpack-ul ăsta, ceea ce o să-mi facă viața mult, mult mai ușoară pentru ceea ce îmi doresc să fac astăzi, bineînțeles și desigur. M-am uitat eu un picuț pe aici, pe acolo, prin chestiuța asta, prin Not Enough Items, cred că îi spune la asta din dreapta, sau Just Enough Items, nu mai știu care dintre ele e folosit în momentul de față, și am văzut că Create Stuff and Additions are 3 jetpack-uri pe care le putem folosi. Are jetpack-ul de cupru, care, din ce pot eu să văd aici, poți să zbori la o înălțime de 17 metri, poți să activezi hover mode-ul sau poți să te duci prin apă mai rapid, dar ai la el, din ce văd eu aici, doar 240 durabilitate plus și plus 6 armură și din ce văd eu funcționează doar pe apă. După care avem Andesite jetpack-ul, care are un picuț mai multă durabilitate, dar la fel de puțină armură. Și ăsta are nevoie, cred că, doar de fuel. Și după aceea avem Brass Jetpack-ul, care are 400 durabilitate, îți dă și unul Knockback Resistance. Îți dă și unul Knockback Resistance și are nevoie de fuel și de apă. Și din ce scrie aici, spune că trebuie să-l punem în offhand, adică cred că să-l punem în mâna în care ținem scutul, după care, apăsând Q, să aruncăm pe jos cărbune, lemn și apă, water bucket zici acolo. Bănuiesc că așa îi facem plinul la chestia asta aici și nu pare să fie foarte, foarte greu de făcut. Ne trebuie două encased fanuri, niște cogwheel-uri, un picuț de andesite, un picuț de brass și ne trebuie un steam engine. Din ce văd eu aici, pentru ăla ne trebuie propeller, care se face destul de easy peasy lemon squeezy și cam atâta. Cam atâta, astea cogwheel-urile să le rezolvăm, andesite alloy ar trebui să-l avem, deci cred că am putea să facem jetpack-ul acesta. După ce facem jetpack-ul o să vă explic un picuț și ceea ce vreau eu să fac în episodul de astăzi. Splendid! Avem toate nebunile de care avem nevoie, cred că mai puțin astea cogwheel-urile alea, cred că cogwheel-urile respective nu le-am, că le-am folosit deja, băgați-ai piciorul fix pe voi, am uitat să o fac. Așa, bun. Avem nevoie de 3 cogwheel-uri din astea și din ce am văzut eu, ăsta se face în felul următor. Am nevoie de ăsta în mijloc, 6 brass, un andesite alloy, pac, pac și astea așa. Bun, deci avem brass-ul aici, ia să vedem, putem să punem 1, 2, 3, 4, 5, 6 brass, perfect. După care îl punem pe ăsta în mijloc, îmi trebuia o bucățică de asta aici. După care astea 3 veneau aici și mai avem encased fanurile care vin acolo. Și în teorie acum ar trebui să se apuce ăsta să miște toată schema. Sau nu? Îmi trebuie cumva un buton oare ca să fac toată treaba asta posibilă? Ia să vedem dacă pun butonul aici eventual. Cred că treaba aia, aha, funcționează, perfect. O să luăm butonul de aici și o să-l punem, uite aici de acum acolo, să-l avem în caz de ceva așa ascuns, nici măcar nu se vede dacă nu-ți dai seama, dacă nu știi ce e acolo de fapt, dacă nu-ți dai seama. Și punem treburile astea înapoi aici, uite așa, pe voi vă rezolvăm acolo. De astea nu mai am neapărat nevoie, așa că pot să le las, cred că acolo, și torțele o să le punem aici. Perfect. Extraordinar, și avem Hasty Brass Jetpack. Tam, taram, tam, tam, taram, tam, pam, pam. Și acum la asta trebuie, bineînțeles, fuel și alte chestii de genul acesta. Acum, cred că, dacă mă amintesc eu bine, ar trebui să am cărbune aici înăuntru. Apă am deja, deci aia e bine. Ia să vedem. Coloniștii mei sunt în pat cumva? Nu, nu sunt în pat. What the actual heck did you do, people? Ce explodează random din când în când pe aici? Asta mă rog, de fiecare dată mă sperie, nu pot să-mi dau seama. Aici ar trebui să am cărbune, nu? Uite așa, avem cărbune. Luăm un stack de cărbune și cu apa și acum ăsta ar trebui să-l pun în offhand și să arunc pe jos chestia aia și să arunc pe jos asta. Perfect. Și acum dacă mă uit pe el, are 512 fuel și 100 water din 1600. Holy moly, macaroni. Prima și prima dată trage un pui de somn. Și acum că s-a făcut zi,
O să iau niște stack-uri de lemn. Să vedem cum funcționează cu lemnul dacă fac treaba asta. Ok, l-o prăjit. Lemnul, în mod normal, mă gândesc eu că ar trebui să-ți dea un picuț mai puțin fuel decât ți-ar da cărbunele. Zic eu că așa ar trebui să funcționeze toată treaba, dar din păcate cărbune nu avem așa de mult în momentul de față. Dar avem o tonă de lemn de acacia, spre exemplu, pe care oricum nu-l folosim la nimic altceva. Ia să vedem, 1600, perfect. Deci avem 1600 fuel, îl mai păstrez ăsta la mine și mă duc să-i mai dau niște apă. Cred că aveam aici, sau le-am pus altundeva. În teorie ar trebui să am chestia asta aici. Și ăsta, din ce văd eu, ține 1600 apă, cred că. Da. Ah, never mind. Ok. Deci dacă îl țin aici, pot să... Oh, well, that's nice. Pot pur și simplu să-l țin așa și să-mi umple treaba asta cu apă. Ok, aia e de bine, e de bine. Așteptăm să se umple și după aia îl luăm la un test drive. Perfect. 1600 apă. Avem plinul și la chestia asta. Acum pot să le iau jos de aici și să-mi-l pun în spate. There we go. Și să luăm o găleată cu apă până în alta. Și în mod normal cred eu că dacă apăs space... Da, dacă apăs pe zbor, cât de repede se consumă în schimbarea? Ok, se consumă fuel-ul destul de rapid, not gonna lie, din ce văd eu aici. Și din ce am înțeles eu, dacă ții shift-ul și space-ul, ar trebui să se activeze hover mode-ul sau ceva de genul ăla? Uite, are haste, am plus 3% speed, Jesus Christ. Ia, undeva pe aici, control, așa, control marta. Space, space while sneaking. Deci chestia ar trebui să mă activeze hover mode. Deci dacă eu zbor în sus, nu știu sigur dacă funcționează. Ok, nu pare să funcționeze. Din ce pot eu să văd? Da, arată destul de interesant în alt canal ai. Ok, nu prea îmi dau seama de ce nu funcționează hover mode-ul sau cum Dumnezeu se activează. El zice aici că trebuie să apăs space în timp ce îs sneaking. Sneaking înseamnă că am shift apăsat. Dacă apăs o dată space, în teorie ar trebui să se activeze hover mode-ul. But God knows, sincer, nu știu sigur. Space in the air, fly to maximum height of 27 de blocuri. Deci 27 de blocuri putem să zburăm, cea mai mare înălțime. Și space în apă ar trebui să îmi activeze dive mode, adică să mă mișc mult mai repede prin apă, din ce pot eu să văd aici. Ia să vedem. Pam, pam, pam. Și dacă eu intru în apă în momentul de față și apăs space, oh da. Ea face bule după mine. It's amazing. I love it, I freaking love it. Da, apa nu prea se consumă din ce văd eu, se consumă skin fuel-ul destul de repede. Bun, acum, trecând peste chestia asta cu fuel-ul și cu alte lucruri de genul acesta, de ce am vrut eu să-mi fac șmecheriuța asta? Pentru că, sincer să fiu cu voi, m-am cam săturat să nu am disponibil wireless transmitterul ăsta și să nu pot să-l folosesc și să tot trebuiască să mă prim de aici colo ca spartul să fug pentru a-mi... face crafting-urile și așa mai departe. Și atunci ce vreau să fac este să îl transform pe ăsta de aici într-un advanced wireless transmitter, să facem rost de niște netherite în primul și în primul rând, ceea ce nu o să fie chiar așa de greu, pentru că o să trebuiască să mă duc la nivelul 15 nether și după aceea să mă pun să sap și îndată găsesc netherite, so that's not a big deal. Dar ce mă interesează și mai mult este să îmi fac rost de 3 capete de wither și să facem rost de un beacon, fiindcă și deoarece pentru a putea face distanța la asta infinită, trebuie să avem un beacon lângă chestiuța aia altă pe care o avem pusă în bază. Și, e bine, cu beacon-ul îi un picuț mai greu, fiindcă, vedeți voi, trebuie să găsim 3 capete de wither și să batem wither-ul. Și din câte mi-amintesc eu, la cât m-am plimbat eu pe aici, nu țin minte să fi văzut, de fapt, ba, uite aici, cred că asta, în teorie... Cred că în teorie aici ar trebui să fie probabil o fortăreață, nu? Nether waste, nu zice neapărat dacă e o fortăreață sau nu, dar cel mai probabil aici există una. Aș putea să pun acolo
Da, set temporary waypoint ca să văd X unde îi și atunci eu să pot să zbor liniștit cu chestiuța asta. Atâta noroc că avem pe aici o grămadă de copaci, ceea ce înseamnă că am posibilitatea să iau de pe aici copăcei și să fac treabă. Sau aș fi putut să-mi fac încă un medium tank de genul ăsta. Eu ziceam că nu-mi consumă deloc apă, dar mie îmi consumă apă de aici, din păcate. Ok, și să-mi fac încă un tank de genul ăsta și să vin aici în Nether și să-mi umplu cu lavă. Cred că ar fi și aia o idee destul de bună pentru viitor, mă gândesc eu. Însă, ia uite-te și tu, deocamdată suntem ok pe aici. Putem să zburăm prin Nether fără să-mi bat capul prea tare și să ajung și foarte repede la destinația la care vreau să ajung. Destinație care în momentul de față e la 500 și un picuț de blocuri. Aia înseamnă că trebuie să coborâm, cred eu. Cred că ceva de genul ăsta. Da, uite pe aici. Perfect. Domnule, jetpack-ul ăsta e un freaking lifesaver, mă jur. Deci m-am plimbat pe aici prin Nether, numai așa ca să vă faceți o idee. M-am dus până prin partea asta. M-am dus și până prin partea asta altă. Aparent, astea cu roșu și cu castel, așa, astea sunt fortărețele din Nether. Nu știu dacă e un mod, de fapt nu știu dacă 100% e un mod, dar nu știu sigur dacă din cauza lui sunt generate așa sau sunt, de fapt nu știu dacă din cauza lui sunt șterse celelalte, că practic nu găsești o fortăreață normală cum ai găsit în Minecraft Vanilla, ci găsești doar fortărețe din astea roșii așa frumușel cu, cum îi spune, cu castelul ăsta mic aici, mă rog, 4 turnuri și o chestie în mijloc. Și am găsit mai multe castele de genul acela, după cum vedem avem și unul și aici mai aproape, avem unul aici care e mai mărișor un picuț. Deci practic astea sunt fortărețele din momentul de față pe care le găsim noi în Nether. Deci cel mai probabil e un mod care modifică toată chestia asta, adică șterge fortărețele vechi și le spawnează pe astea noi. Și m-am plimbat un picuț prin ele, din păcate încă n-am găsit decât un singur căpșor din ăsta de Wither Skeleton, dar dacă stăm să ne uităm în barrel-ul de aici și ne mai uităm un picuț și aici, avem o grămadă de iteme și o grămadă de chestiuțe pe care le-am găsit prin, fie pe la piglin, prin bastioane, fie prin fortărețele respective și cred eu că, dacă mă uit aici atent, da, am 4 netherite scrap și am și 2 bucățele de ancient debris, ceea ce înseamnă că pot să îmi fac un anvil, nu știu sigur dacă am unul aici, dar mai facem încă unul, că și așa avem o grămadă de fier. Îl parcăm, hell why not, pune-l acolo, nu ne batem capul prea tare cu el. Și ar trebui să avem și gold, uite aici așa, și cred că ceva de genul venea. Yep, ceva de genul vine și așa se face netherite ingot-ul. Quest complete, netherite ingot, perfect. Și acum putem să facem treaba asta, nu? Sau cum se upgrada ăsta, stai așa să vedem, upgrade, scuză-mă, era un smithing table, da, eu capsoman, trebuie să am un smithing table pe aici, undeva, dacă nu chiar aici, în partea asta, la altă, unde ești, mă, uite-l ai, nu mai știam unde l-am pus, îl punem, nu acolo, că poate acolo să punem altceva, o să te punem aici deocamdată și trebuie să fac asta și asta și bum, în momentul de față avem Advanced Wireless Terminalul pe care putem să-l folosim dacă mă duc eu frumușel până aici. Doamne, ce-mi place cu jetpack-ul ăsta, I swear to God, it's so nice. E așa mișto să fii inginer și să faci chestii. Cred că trebuie să fac treaba asta. Shift, click dreapta. Yes, there we go. Sighi. Tu nu mai ai mâncare, Sighi. Două secunde, că îți dăm și mâncărică. Uite, vine încoace. There we go. Very nice, very good. Și nu te pot face să stai înapoi jos? Ba da, așa, stai cu minte acolo. Nu veni după noi. Acum pot să mă accesez, practic, ăsta, dacă dau un shift pe el, îmi zice că am un range de 64 de blocuri. Deci, practic, pot să mă duc la 64 de blocuri și să mă accesez schemuța asta fără nicio problemă. Nu știu cât înseamnă 64 de blocuri, dar pare destul de mult. Cred că sunt câteva chunk-uri, dacă bine mi-am amintesc eu. Și îmi zice că dacă vreau să îi măresc radiusul, build a level 1 beacon in an 8 block radius of the bound terminal to make it accessible from anywhere in the same dimension. Build a level 4 beacon to make it accessible from anywhere across dimensions. Deci practic trebuie să fac un beacon de level 4
și să fie la o distanță de cel mult 8 blocuri de ăsta de aici, aia înseamnă că pot să mă duc încolo un pic și să fac beacon undeva între case sau whatever. Și să fie de level 4 dacă eu vreau să accesez toată treaba asta din orice dimensiune vreau eu. Prima dată și prima dată cred că putem să facem un beacon de level 1, lejer. Și atunci noi o să putem să accesăm terminalul practic din toată, din dimensiunea asta de oriunde vreau eu. Nu o să mă intereseze, prost să fiu la ce distanță vreau eu. Până ce facem roz de fierul necesar sau de alte blocuri necesare ca să putem să facem chestia respectivă, să o accesez din orice dimensiune. Problema e însă este că nu prea am găsit foarte, foarte multe capete de schelet. Am omorât, cred, dacă dau aici ar trebui să-mi arate undeva și probabil, nu cred că Nether, cred că altundeva. Uite aici, Meteor Fight, there we go. Aici ar trebui să-mi arate câți mobi am bătut. Dacă ne uităm aici, îmi zice să omor 100 de wither skeleton și am omorât doar 53. Da, ăsta și un picuț greu de găsit, not gonna lie. Dar, totuși, bine, nici n-am looting. Acolo iară e o micuță problemă, iarăși, că nu am looting-ul respectiv și atunci aș fac rost un picuț mai greu. Însă sweeping edge-ul și frostbite-ul ăsta mă ajută destul de mult. Dar nu o să mă dau bătut, mă duc să mai caut încă două capete de schelet, după care să batem wither-ul și să rezolvăm problema cu wireless transmitter-ul. M-am plimbat ca inteligentul prin tot Nether-ul doar ca să-mi amintesc că de fapt eu am o grămadă de capete de wither. Dacă căutăm aici Skull, ia uite-le. Am o grămadă de capete de wither făcute din bărcile care ne-au atacat până acum. Și practic sunt pirați care vin să ne atace satul, noi batem și mergem și culegem de la ei din bărci. Și uite așa m-am trezit că am aici 10 capete de wither. Și eu nu știam că am mocofanul de ele. Acum să vedem dacă am niște soul sand aici. Soul, dă-mă click acolo. S-O-O-U-L. Avem și soul sand. Ne trebuie parcă 4 bucăți de soul sand. Perfect. Și în rest cam asta cred că e tot, deci tot ce am nevoie. Mâncărică poate. Beef paddy. Ce puteam să fac cu beef paddy? Că nu mai țin minte. Cred că puteam să-mi fac ceva. Puteam să fac ceva sandwich dacă bine mi-amintesc eu. Și știu că mi-am făcut, da, uite, nu cred că mi-am făcut din ăsta. Nu mai țin minte exact ce mâncare mi-am făcut eu cu beef paddy-ul, dar golden carrots am cumva? Nu am aici, dar ar trebui probabil să am în celălalt. S-ar putea să-mi trebuiască și ceva mâncărică și n-aș vrea să iau cu mine external steak-ul ăsta. Mă rog, eternal steak-ul ăsta, nu, n-aș vrea să-l iau cu mine pe ăla. Așa că o să luăm niște din astea. Why not? Îs destul de decent și astea ca și mâncărică. Și acum trebuie să mă duc să vedem unde, doamne, ar trebui să fac treaba aia. Să bat wither-ul mai exact. Am casca de diamond, ceea ce e binișor, armura, pantalonii și papucii. Suntem A-Hosei OK. Și mă gândesc eu că ar fi bine să merg undeva aici jos, în mină, cred că cel mai simplu. Ca să nu ne batem noi capul prea tare și să, nici să nu ne scape în colonie pe aici și să se apuce să se ia la bătaie cu oamenii. În teorie ar trebui să pot să-l bat destul de ușor, ținând cont de faptul că am mai băgat puncte. Aveam 70 ceva de nivele de experiență, dar o să vă arăt imediat după ce bat wither-ul ce schemă am făcut eu ca să rămân cu 0 nivele de experiență. Și aici am mai cumpărat câteva chestii și am armură în plus și alte lucruri. Mai am armură în plus și alte chestii și rezistență și strength și chestii genul ăsta de la albumul ăsta de aici, pe care l-avem în momentul de față. Cred că m-am dus un pic cam jos. Bun, sper că tunelul ăsta o să fie suficient. Din ce văd eu ar trebui să fie foarte, foarte ok. Și acum ținem iară shift-ul, schimbăm înapoi pe ăsta și facem o treabă de genul ăsta, uite așa, pac, 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 ca să aibă un picuț mai mult loc wither-ul, să nu-l încurce nimica când îl spawnăm. Și îi parcăm ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, vine unul să ne, vine o gașcă să ne bată. Ce pana mea e neregulă cu voi, mă lăsați-mă în pace. Vreau să spawnez un boss mai puternic ca voi și voi ce aveți de gând să faceți? Să-mi interferați aici. What? Se mișcă deja? N-ar fi trebuit în teorie să miște. Ok. Mi-a dat deja wither. Hai la bătaie. Bătaie! Scandal!
What the... Not okay. What the heck? Ce s-a întâmplat acolo, frate? Că dintr-o dată a dispărut în spatele meu, s-a întors invers, s-a dat de-a dura și o să mor. Exact, și... Viață și durere. Și normal că Wither o să fie full HP din nou, dar eu nu înțeleg cum pui mi-a ajuns la în spatele meu și a ajuns să dea atat damage. Deci aia, chestia aia e... Nu-i de înțeles pentru mine. Ha, ne băgăm înapoi aici. Perfect, ne punem ăsta aici așa frumos. Ok, nu cred că are niciun sens să pun torțe pe jos, sincer, dar hai să facem o treabă de asta, why not? Ok. Am vreo șansă să-l... What the heck? Dă-i, nu te lăsa, Hai că de data asta rezist! I shall prevail! Aia zic, mă, băiatule. Aia freaking zic, mănâncă rapide. Aruncăm chestiile astea pe jos că n-avem nevoie de ele. Nu știu ce am obținut de la el, sincer. Abar n-am ce-s chestiile alea. Avem... this is interesting. Thank you. Oh, nu muri iară, nu. Iară mor. Iară freaking mor. God damn it! Un lucru ar fi foarte mișto, dacă tot te face fantomă și te lasă să zbori și să plutești și să chestii de genul ăsta, ar fi mișto să te lase să treci și prin blocuri. Chestia era foarte faină și cred că era și foarte useful. Era foarte folositoară să poți să treci direct prin blocuri cu shift-ul și cu space-ul și așa mai departe, să te duci direct la locul cu pricina, să nu trebuiască să-ți mergi iarăși ca nebun, uite așa pe aici și să te duci și să te întâlnești cu mobi, care chiar și dacă ești fantom, oricum o să te ia la bătaie. Sincer, prima dată mă așteptam să-l bat fără probleme, dar pare se că nu a fost chiar așa. Pare se că mi-a luat bătăiță de două ori de la el. Which is not that bad. Tu ce mi-oferi, tinere? Ok, pe gold coin-uri îmi dă Iron Ring, care îmi dă plus 1 armură și așa, și ăsta îmi dă plus 1 evasion. Dar nu am gold coin-uri la mine, my friend, îmi pare rău. Și ăsta ce îmi dă critical hit chance și critical hit damage. Mai interesant scârnații ăștia. Și dacă am mai mulți bănuți, îmi dă epic card package. Bă, nu-i rău, nu-i rău băiatul ăsta, îmi place de el. Îmi place cum se prezintă. Găleata cu apă, ce nu-mi trebuie de pe aici? Bănesc că îmi trebuie cam toate chestiile pe care le am pe aici. Mai puțin zincul, cred că. Hai să fac totuși să-mi strâng cât mai mult deep slate în caz de ceva. Uite aici mai este niște deep slate, mai este o grămadă de cobble deep slate pe aici. Au făcut o grămadă de gălăgie cârnatul ăsta micuț de wither. Am făcut roșii de două wither roses, care o să-mi fie de folos pe viitor. De ce? O să vă arăt imediat dacă îmi permiteți doar să ies de aici și să mă duc înapoi la bază. Chiar dacă am murit de două ori, privind partea bună, am făcut roz de niște resurse, ceea ce e foarte bine. Nu știu sigur ce face șmecheria asta. Asta cred că trebuie să o deschid. Și astea alte, this puppet is active. 50% chance to trigger. Corel combine in inventory allows you to prevent certain types of death. Ok, that's interesting. Ia să vedem, ăsta dacă dau click dreapta pe el, ce mi-a dat? Mi-a dat un Wither Sword. Ok, are Sweeping Edge 2, 7 attack damage, 1.6 probabil attack speed, așa, increases the damage of sweeping attacks. Ah, ok. Și 100% chance to inflict Wither 2. That's a nice sword. That's... Chiar e o săbiuță destul de faină. Mi-a dat niște Nether Ward, niște Blaze Rod-uri, ok. Not bad, nu mă pot plânge. Am făcut roșii de Nether Star-ul ăsta cu care... Ce putem să facem? În stare curios ce pot să fac. Wings skin slot unlock. Ok.
pot să-mi fac Everlasting Upgrade, adică Backpack Becomes Indestructible. Ok. Pot să-mi fac Head Skin Slot Unlock, care nu cred că mă interesează chiar așa de tare. Ce pot să mai fac aici? Inception Upgrade. Ok, cu ăsta practic putem să băgăm un ghiozdan într-un ghiozdan. Pot să-mi fac un Infinite Wand pentru Construction Core. Pot să-mi fac un Transmutation Table. Nu știu sigur la ce-l folosesc ăla. Nether Star Hook. Beacon-ul care ne interesează pe noi și încă niște skin-uri și chestii și trestii. Ok, ok, am înțeles, perfect. Și practic aici mi-a dat exact aceleași treburi, doar că sub alte forme. Bun, deci am înțeles. Am înțeles ideea. Și ne interesează beacon-ul. Use. Beacon, beacon, beacon. Unde e beacon-ul? Pac. Uite așa, avem și beacon-ul. Mai făcut încă un quest. Why the heck not? Și acum, la ce folosim noi Wither Rose-urile astea? Dacă dau un use pe ele, putem să vedem că putem să facem upgrade-ul ăsta frumușel și elegant. Putem să facem gardening table, dar nu prea ne interesează chestia respectivă. Ok, that's interesting. Ce mă interesează cel mai și cel mai mult este, de fapt, dacă ne ducem aici la albinuțe, odată. Ah, asta ne interesa așa. Am vrut să zic, odată poți să faci breeding cu ele, dar aia poți să faci cu orice floare și ar trebui să fim tâmpiți să facem breeding cu florile astea de Wither Rose care se obține destul de greu. Asta dacă nu-ți faci o fermă, bineînțeles. Dar ce mă interesează pe mine este faptul că dintr-un Skeletal Bee pot să obțin un Withered Bee care asta, dacă o băgăm într-o chestiuță de asta, ne dă Withered Comb. Și din Withered Comb-ul ăsta putem să facem fie blocuri, fie putem să obținem Withered Skull Chip. Adică o bucățică de Withered Skull. Fie aici, fie în chestiuța asta. Și cred că la un moment dat o să automatizăm cu o prostie din asta, că e mult mai ok. Ok, și din astea, dacă punem nouă într-un ăsta, o să ne dea Wither Skeleton Skull-ul și nu o să trebuiască să mai mergem noi să ne batem cu cârnăciorii aia. Așa, acum cu blocurile de aia pregătite și cu beacon-ul, aș putea să-l pun pe aici pe undeva. Băieții ăștia ziceau că... Băieții care au făcut modul, practic, ziceau că trebuie pus undeva la cel mult 8 blocuri distanță de chestia asta. Deci aia însemna că dacă noi avem aici crafting terminalul, ar trebui să-l pun probabil 1, 2, 3, undeva pe acolo, pe unde ni prietenul nostru în momentul de față. Cam pe aici, pe undeva, ar trebui să pun beacon-ul. Și ia să vedem, terminalul e acolo. Pe ce parte ești mâncața și inima ta? Aici, deci aici undeva e terminalul, sau ba chiar aici. Și fix aici nu pot să-l pun, în schimb aș putea să-l pun aici. Ceea ce înseamnă că pot să fac treaba asta. Uite așa. Pac și pac și pac și pac. Spargem noi toată iarba asta de aici. There we go. Facem baza la beacon. Boom. După care plantăm beacon-ul aici, sus pe ăsta. O ieșit o rază. Punem chestia asta aici și... Ce să ne dea? Să ne dea... Să ne dea ciuciu, că nu prea ai ce să-l faci să-ți dea din... La o bază de asta așa mică, nu prea ai ce să-l pui să-ți dea din ceva. Da, cred că poți primele două, hay sau speed. Ok, hai că și speed-ul e bun. Why the heck not? Dă-ne speed. Let us have some speed around here. Foarte frumos. Și acum, în teorie, eu ar trebui să pot să accesez de oriunde din lumea asta. Yep. Exact. Și uite aici ne și zice, beacon level 1, this terminal is accessible anywhere in this dimension. Deci poți să accesezi în momentul de față terminalul de oriunde din dimensiunea asta. Dacă mă duc în end, nu o să pot, dacă mă duc în nether iarăși, nu o să pot să-l accesez. Însă, în dimensiunea asta, pot să-l accesez de unde vreau eu. Ceea ce e foarte bine, e foarte, foarte, foarte bine. Asta iarăși o să pot să-i dau upgrade mai încolo, să o cresc și să o fac și mai mare. Și cel mai probabil ce o să fac eu pe viitor... Dacă nu chiar în minutele ce urmează, o să fie să mut tot ce am aici, tot ce am în sistemul ăsta, să mut în sistemul celălalt. Sper numai să am destul spațiu pentru toate nebuniile ce le-am pe aici. Dar ce noroc pe mine că am venit până în Nether și am dat de tine. Numai bine, putem să facem aici un trade frumos. Ăla-i tati, excelent. Cum să-ți mulțești un picuț în Netherite? Very, very nice, very good, very nice.
Mulțumesc frumos, domnule. Am venit până în Nether pentru că mi-a făcut încă un large filling tank din ăsta și am vrut să văd dacă am posibilitatea să iau lavă cu el. Însă din ce văd eu, cred că nu se poate. Deci practic în astea pot să țin apă și dacă vreau un alt tank, vreau un tank de exemplu, cred că îmi trebuie din ăsta, îmi trebuie șmecheriuță din asta făcută cu sturdy shit sau ceva de genul ăla. Și face din powdered obsidian, doar că ne trebuie un de ăsta, un schemuță din ăsta micu. Și nu mai țin minte exact cum se numește prostiuța aia. Nu mai țin minte exact cum se numește ăla care scuipă cu lavă. Dar sunt fan convins că dacă scriem Aron Create, o să-l găsesc. A, uite-l-ai. Spout îi spune aparent. Ok. Hai să te punem noi pe tine aici. Și îmi trebuie unul de ăsta. Și trebuie să fac un copper casing împreună cu un dried kelp. Ăstea nu știu sigur dacă au nevoie 100% de energie sau pur și simplu își fac treaba. Ok, le trebuie o pompă care să îl umple cu ceva. Pare se că. Dar mă gândesc că am posibilitatea să fac treaba asta și fără pompă, ci să dau pur și simplu click dreapta cu găleata pe el sau să fac ceva chestii de genul ăla. Unde mi-era portalul? Aici. Pentru că vreau să am tot timpul la mine, cum tot zbor cu jetpack-ul și fac chestii de genul ăsta, vreau să am tot timpul la mine apă, ceea ce am aici în ăsta, în large filling tank-ul ăsta, și să mai mâncă un tank care să fie cu combustibil. Și lava, din punctul meu de vedere, e cea mai simplă de obținut chestie din Nether în momentul de față. Pe lângă asta am rezolvat toată treaba, de asta mi-e și așa de curat inventarul. Avem în momentul de față terminalul care mi-a pus undeva aici pe post de bubble, there we go, și îl deschide pe o tastă, trebuie să vă puneți tasta respectivă și am pus toate itemele în storage-ul nostru pe care l-avem în momentul de față. Trebuie să fac cumva să scap de semințele alea, că văd că ocupă o grămadă de spațiu și se adună din ce în ce mai multe și asta trebuiască să scăpăm de ele, dar înainte de asta o să fim nevoiți să facem prostiuța aia de spout și ia să vedem noi cum facem noi în așa fel încât să îl facem să funcționeze cu cealaltă treabă pe care noi avem. Avem treaba aici făcută, ia dă încoace înapoi astea, punem astea aici și acum dacă fac eu treaba asta și am un tank aici și luăm prostiuța asta și o punem acolo și în teorie nu am pus-o bine. Am găsit până la urmă cum pot să fac și hover cu ăsta. Deci, practic, dacă țin shift în aer, o să fie hovering. Trebuie să facem treaba asta. Așa. Și acum trebuie să luăm noi niște pipe-uri pe care să le tragem în coace. Și cred că o să trebuiască să mai fac încă niște pipe-uri. Niște pipe. Pac, pac, încă patru. Ar trebui să fie suficiente. Și facem treaba asta, uite așa. Și acum dacă eu pun lavă înăuntru ăsta, what the heck? Băi, cum te umplu, mă, dacă nici cum nu merge treaba? Cum pui mei te umplu eu pe tine, că nu înțeleg? Cum reușesc să bag chestii în interiorul ăstuia? Mai exact, lavă, aia mă interesează. Cum bag lavă într-un tank? Dă încoace să vedem. Dacă iau chestia asta jos, ok, și dau un W pe ea. Aha. Fluid tanks can be used to store stuff. Bun. Și pot fi folosite să transferăm chestia respectivă folosind o pompă într-o altă direcție. Super. Source for display links nu mă interesează. Ok. Fluid manipulators. Alea pipe-urile. Deci nu pot să pun cu găleata. However, in survival mode fluids cannot be. Oh, și îmi trebuie un drain. Un drain și o pompă. Of, god damn it. Pune asta înapoi acolo. Trebuie să am un drain aici, drain am sigur, dar trebuie să mai facem încă un fluid pump, P-O-M-P, e cu U de fapt, pump, pumpidi pump pump, și nu mai am un cogwheel, super. Creator s-a creat să mă râd, dacă nu așa, îți dă niște bătăi de cap, ceva incredibil. Bun, pe tine trebuie să te facem așa, trebuie să punem chestia asta aici și cred că ar fi mult mai simplu dacă aș face treaba asta. Așa. Și să fac așa. Și atunci pot să pun lavă în ăsta și lava să ajungă în chestiuța aia de acolo. Gen toată lava. Ok. That worked. Super. Și am două chestii în astea acum. Și acum astea
dacă le punem acolo, o să fie bătute de două ori cu treaba respectivă și o să fie făcut sturdy chestie. Nice! Dar acum trebuie să-mi fac o tonă de găleți de lavă și să mă duc să aduc cât mai multă lavă încoace. S-au făcut cele 19 sturdy plate-uri, sheet-uri sau whatever. Dar nu știu sigur dacă o să-mi ajungă pentru cât îmi trebuie mie. În schimb, trebuie să-mi fac un tank. Prima și prima dată facem tank-ul ăsta așa frumos. Din ăsta îl transformăm într-un... Așa, într-un așa ceva, într-un small fueling tank. După care din ăsta facem un medium fueling tank și din ăsta facem unul mare. Se pare că mi-a mai și rămas pe deasupra. Ok, ok. Bun, avem în momentul de față, cât avem? Avem 3200 la ăla și așa la ăsta. Mergem frumușel. Și e destul de simplu să faci jos de chestii, să faci jos de lavă sau de alte lucruri cu tankurile astea. Nu-i greu deloc, absolut deloc. Practic dacă noi venim aici la apă și mă gândesc că să funcționează la fel și cu lava. Dacă eu vin aici la apă și dau click dreapta cu chestiuța asta, se umple. Cam aia se întâmplă. Și același lucru ar trebui să se întâmple și cu asta, doar că în momentul în care eu dau click dreapta pe lavă. Deci dacă eu îmi iau zborul de aici și mă duc frumușel până la portalul nostru de Nether. Încet cu treabă bună, pe așa și dacă ține spațiu și shift, suntem în hovering mode. Eu am crezut că dacă apăs spațiu și shift, prima dată când am văzut, am crezut că dacă apăs spațiu și shift, literalmente mi se activează modul de cum îi spune, de hovering. Nu m-am gândit că o să trebuiască să-l țin în continuu ca să se întâmple treaba respectivă. Da bun, și acum dacă eu vin încoace și exact ce ziceam, cu click dreapta ar trebui să se umple tank-ul ăsta frumușel până când ajunge la 3200. Doar că în momentul de față noi nu prea mai aveam fuel în jetpack și așa că o să se ducă încet tot fuelul în direcția respectivă. Partea bună este că putem să venim pe aici oricând și să golim câte un lac din ăsta de lavă, că nu cred că se supără absolut nimeni, părerea mea. Și așa e prea multă lavă în Nether și nu ai ce face cu ea. Așa că e perfectă pentru ce avem noi nevoie. Ăla-i mă, băiatule. Ok, ăsta s-a umplut, ăsta mai are nevoie de încă vreo două găleți, cred că și el plin. Perfect. Și acum astea pur și simplu le ținem în, cum îi spune, le ținem în inventar. Și nu mai avem treabă pentru o bucată bună de timp. Oricum, din câte știu eu, nu folosește foarte, foarte multă apă și foarte, foarte mult fuel jetpack-ul ăsta. Problema e că se cam strică și, din păcate, din ce văd eu, nu am posibilitatea să repar. Adică dacă dau use pe el, nu mi-arată în anvil că aș putea să repar. În schimb, mi-arată că aș putea să pun protection, unbreaking și alte chestii de genul ăla. Am o carte cu unbreaking, ceea ce e foarte bine, aș putea să o pun pe el. Și o să mă intereseze și o carte cu mending. Deci trebuie să mai facem cumva rost de săteni. Am încercat să-i tot înmulțesc pe gușterea ce am eu acolo pe bărcuță. Tot le-am dat morcov și cartofi și alte chestii genul, dar numai nu vor să se mulțească. Trebuie să văd cum reușesc să-i fac să se mulțească un picuț și să mai facem rost de un sătean, să facem rost de mending și să vedem dacă mai putem face rost de încă un armurier care să ne dea pantalon și cască de diamant. Da, despre voi vorbeam, cârnaților, că voi nu vreți să mai faceți încă un bebe. Nu știu din ce cauză. Poate nu vă plac nasurile unul. Ia să le mai avem pe aici niște uite, am încă morcovi. Am aici câteva stack-uri de morcovi. Hai să le mai dăm câteva stack-uri de morcovi să vedem ce se întâmplă. Ok, și aruncă morcovi unul altuia, ăla le ia. Am văzut la un moment dat că au ieșit niște, uite, ies niște inimioare, niște treburi, niște socoteli, dar... Literalmente nu vor să se mulțească. Nu știu care-i problemuța lor. Poate din cauza că stau eu și mă uit la ei. Na, never mind, l-o supărat și s-o făcut noapte. Ai, Jesus Christ. Aia e viața, oameni buni. Cam asta o să fie pentru episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați stat alături de mine. Și o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi și nu uitați să lăsați un micuț like, lunene pufu dacă vă place ceea ce face și un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Să aveți grijă de voi, v-am țucat. Ciao, les!